Ministrul român a discutat cu James Mattis despre cooperarea militară dintre cele două țări, dar și despre programele de achiziții ale armatei române. FIFOR a anunțat că în următorii 3 ani MAPN va face achiziții de aproximativ 6 miliarde de dolari. O promisiune privită cu scepticism în țară de unul dintre specialiștii din domeniu. Din Statele Unite noi putem cumpăra foarte multe lucruri, dar trebuie să vedem în primul rând care sunt disponibilitățile financiare pe care le avem, pentru că mai sunt 3 luni până la sfârșitul anului și Ministerul Apărării Naționale nu a cheltuit din banii care avea destinați cheltuielor de capital încă nimic. Indiferent ce va cumpăra armata română din SUA, este foarte important ca în negocieri să fie implicată și industria de armament românească. Până acum, deși a cheltuit miliarde, România nu a câștigat mai nimic din offset, contractele care ar trebui să întoarcă o parte din cheltuielile militare. Mihai FIFOR este mandatat să discute în orice întâlnire, atât el cât și Ministrul Economiei, de a folosi o mare parte din banii românești alocați în bugetul pentru apărare pentru dezvoltarea industriei de apărare românești. Predecesorul lui FIFOR a anunțat că România va cumpăra din SUA sisteme de rachete Patriot și HIMARS în valoare de peste 5 miliarde de dolari, iar forțele aeriene vor contracta încă 36 de avioane F-16.